mulțumesc pentru că sunteți aici, pentru că ați ales să urmăriți gânduri bune și pentru că v-ați abonat. Dacă nu ați făcut-o încă, please do. Filmez la show de mobil al femei și e superb aici. Mă simt ca acasă. Mă ales pe acest fotoliu. Am lângă mine două invitate care au trecut prin ceva ce nu multor ale da să trăiască. Una dintre ele a locuit într-o casă bântuită, iar cealaltă a ajutat-o să scape de acel spirit, entitate ce era, încât să-i readucă liniște în casă și nu numai. Da, știu, parcă deja văd cum unii dintre voi așa vor nica dintr-o sprânceană, alții vor spune, asta au luat o razna, respectiv eu și invitatele mele, dar și celor care cred, că și celor care se îndoiesc de faptul că doar pentru că nu vezi ceva, ori nu trăiești ceva, înseamnă că nu există, le spun așa. Urmăriți ediția asta până la final, chiar și de curiozitate. Fără alte cuvinte în plus, trec la prezentarea invitatelor mele. Andreea Luminița Panait, arhitect, și Laura Andreea Berezițchei, cititor de suflete. Deci, uh, vă mulțumesc în primul rând din suflet că ați acceptat invitația mea. Cu atât mai mult, cu cât uh, povestea Andrei am aflat-o într-un mod uh, atipic, aș spune, pentru cineva care realizează podcasturi sau emisiuni, dar deloc întâmplător. Uh, și vreau neapărat să vă spun cum a fost toată povestea asta, pentru că este foarte interesant. Eu nu cred în întâmplări, Chiar nu cred în întâmplări. Am și o teorie despre asta, dar cine știe, poate la un moment dat vă spun. A fost așa, într-o zi acum vreo două-trei săptămâni, eu care sunt înnebunită cu manicura și merg întotdeauna la aceeași fată, de data asta a intervenit ceva și nu s-a mai putut. Și m-am trezit și am zis, nu mai pot, deci dacă nu fac manicura, e dezastru. Am sunat la un salon de la mine din cartier și îmi spune la recepție, da, culmea că astăzi avem un loc liber seara la șase. Și seara la șase, deci e perfect, pentru mine e perfect mă duc eu frumos, seara la șase, mă așez acolo pe scaun și de obicei când intru în salon sau unde mă duc, nu mă uit stânga-dreapta să văd cine e, mă așez acolo la treaba mea și aștept să fac ce am de făcut. Pe scaunul din stânga, după vreo 5 minute, aud așa, nu, că nu pot să cred. Și eu întorc și era sora mea. <laughs> sora mea, cu care eu vorbisem toată ziua și cu care vorbesc non-stop, care nu îmi spusese care programare la manicure și măcar nu știam unde merge și zic nu poți să crezi și începem noi să vorbim și începem să vorbim și astfel a început un dialog interesant dar nu mai știu cum am ajuns la momentul în care îi spun fetei care ne făcea, îi făcea manichiura lui surorii mele, îi spune, cred că e un loc bântuit aici, cred că nu reușea să se lipească de o sticlă de ojă, sau nu o găsea și zic, ai grijă că e locul bântuit, cine știe ce s-a întâmplat, ceea ce nu zice de bântuit, că uite ce poveste are una dintre fetele care vin aici la mine. Așa am aflat eu de Andrei, am spus, nu se poate, povestea este atât de senzațională încât merită să fie dată mai departe, auzită, ascultată, și am zis, te rog, ia legătura cu ea și întreabă dacă nu vrea să vină la podcast la gânduri Pune ca să-și spună povestea, care mi se pare senzațională, din mai multe motive. Andreea, ăsta e momentul în care tu intri în scenă și spui, cum s-a întâmplat? Cum ți-ai dat seama că, de fapt, nu ești singură la tine în casă? În primul rând îți mulțumesc pentru invitație. Uh, vin aici dintr-un spațiu de autenticitate, că nu am vorbit până acum public, să zic despre asta. Cumva vin pentru că vin cu această poveste, pentru că probabil că nu suntem doar singure, singurele două persoane care rezonează cu astea de întâmplări. Uh, e foarte simplu, neașteptat și uh, totuși neobișnuit dacă stai să te gândești. dacă uh, Pentru oamenii normali, oamenii care sunt foarte raționali. Că pentru cei care sunt uh, foarte raționali și care încearcă să găsească întotdeauna explicații logice pentru orice se întâmplă în preajma lor și uneori le găsesc, iar când nu le găsesc, tot încearcă să găsească cumva, e, e foarte greu de înțeles cum. E posibil să se sizezi că nu ești singur în casă, că se mișcă lucruri pe acolo sau că simți ceva, că auzi ceva. Zim, te rog, cum a fost la tine? Uh, pentru mine a fost destul de ușor să-mi dau seama pentru că locuiam singură. Și atunci, fiind singura persoană care producea uh, schimbări în casă, îți dai seama că atunci când mai auzi ceva sau se mișcă ceva, e clar că nu ești tu dacă tu ești în altă parte a casei. Uh, dar povestea a început cumva sau uh, mi s-a arătat în, într-un mod concret într-un fum de băț, parfumat o entitate, ca să zic așa. Așa, cum? Uh, am uh, aprins un băț parfumat într-o seară, pur și simplu. O facem da. toate? Uh, exact, pentru că am acest obicei zilnic pe care îl practic uh, și am vrut să fac o poză de Instagram pentru o story, adică total nevinovat și neașteptat. Văzând poza, după verificând poza Era o siluentă Prima dată am zis că e, nu se poate E o glumă Mi se, mi par, se pare, nu? Mi, mi se, se par. pare, da Cum arăta silveta silueta asta? Uh, eu am asociat-o cu spiritul din lampa lui Aladin Eu acolo m-am dus uh -huh. Sigur că am încercat să-mi găsesc explicații Bunicul meu a decedat acum câțiva ani am zis că poate mi s-a arătat Poate e el poate. Dar mi tu credeai în așa ceva? Cumva, de-a lungul anilor, m-am deschis foarte mult pe partea asta spirituală sau să mai ales să văd semne în jurul meu care să mă ajute cumva să-mi duc viața către o stare mai bună, către o cale a mea personală. Am tot cerut suport și ajutor. Un ajutor care a fost binevenit și care, într-adevăr, te-a ajutat? Da. Deci viața ta s-a schimbat în momentul în care ai început să-ți deschizi mintea spre căile se arată, ceva, da, că ele doar se arată. să le vei. Da, mă bucur. Uh, și atunci a fost uh, și momentul în care am cunoscut-o pe Laura, că noi, de fapt, așa ne-am uh, întâlnit într-un spațiu profesional, într-un proiect de real estate pe care el uh, vindea, eu îl uh, coordonam, să zic așa, pe partea de proiectare, de arhitectură. Și sub acest pretext, noi ne-am împletit destinele și am rămas împreună prietene până la ora actuală. Când ați cunoscut voi două? În 2018. A, ah, vă știți de ceva timp. Da. Așa, hai revenind uh, la imaginea pe care ai văzut-o, mă rog, acea siluetă uh -huh. în fumul de la lunarea parfumată. De la -ți și uh, parfumat, Cumva am lăsat lucrurile așa. La ai postat pe respectiv. Instagram? N-am postat. Hmm? Nu am postat. Nu ah, am okay. -s poza, mi s-a părut că e prea de tot. Dar am început să caut cumva explicații în stânga-dreapta. I-am trimis laure, am trimis unor persoane care cumva tot așa sunt deschise pe partea spirituală. Până un domn care face radiestezie, care măsoară radiestezic energia, mi-a spus că este un spirit care a locuit acolo acum șase ani, sau care a murit mai degrabă acum șase ani. Uh -huh. imaginează că am stat ai ai care, Așa ansamblul în care locuiam era construit cu doi ani în urmă. Oh. Deci nu avea cum să fie ceva de acum șase ani în mod normal. Uh -huh. Doar că, sigur că pe, pe acel teren au mai fost și alte proprietăți. Și atunci situația se explică. Ai început clar. Să cauți? Am să început să caut. Ce a fost acolo? Am început să caut. Au fost mai multe loturi, practic mai multe case. Sigur că era foarte verosimil ca un spirit sau un om să fi murit pe acolo și să existe. să mm -hmm. fi rămas acolo local. Și atunci mi s-a explicat, dar tot n-am făcut nimic. Eu am rămas într-o letargie nici după care nu mi-o explic. De ce nu am făcut nimic în sensul ăsta, mai ales că eu aveam cumva instrumentele de a curăța, de a îndepărta, de a ști la cine să apelez. Următoarele luni n-am făcut nimic, doar că um, persoanele care veneau la mine au început să spună că ele nu se simt chiar bine la mine în casă, ceea ce nu se întâmpla în mod normal. Dar uh, de când te-ai mutat acolo... Ai uh, simțit treaba asta? Sau? Nu, no, nu, nu, nu. La că ori mi-am dat seama. Sau la un an distanță. La un an distanță, un distanță, un distanță am zis. s-a întâmplat ceva deosebit în viața ta? sau uh, Nu, dar uh, cred că era un bărbat, să zic așa. Acum, uite, acum îmi dau seama că relațiile mele care au fost acolo, în acel spațiu, nu se legau, nu se întâmpla, nu se legau, se simplu. simplu. Da. Și cumva unul din acești bărbați a fost foarte clar pe subiect. Mi-a eu nu pot să dorm cu tine în dormitor. Wow. Adică de ce? Că simțea ceva? îl durea capul și nu dormea. Și atunci am început să mă gândesc că inițial... Te gândești dacă cu făcut ceva vreo vrajă sau nu? Inițial m-am gândit că are el ceva de împărțit și... -a da, a eu nu să fie, că nu era bine primit. Da. E interesant asta cu perspectiva celor care uh, veneau la tine și totuși nu se lega nimic pentru că simțeau ceva. Da. Adică totuși nu erai singura care simțea ceva, doar că ei desigur nu și explicau. Da. Zim ce ai făcut după aceea? De deci, ce ai vorbit cu radiostezistul? Uh, pur și simplu atunci am început să mă simt eu ciudat în casă, a devenise o chestie, uh, nu știu, palpabilă pentru mine. Mai ales că ți se confirmase într-un fel. Mi se de confirmase care... că sunt singură și că coexist cu cineva în casă la propriu. Doamne, deci cred că aș fi stat cu cartea de rugăciuni în buzunare și... Mm -hmm. uh, nu, n-am făcut-o pentru că mă simțeam în siguranță Adică a, a fost o casă foarte primitoare Care pe mine m-a crescut foarte mult A fost totul mai bine, nu te durea capul și n-avea nicio problemă. Da, dar, pur și simplu, am început să auz gomote, că, de fapt, așa a debutat toată nebunia. Și am zis, ok, stai puțin, că deja e dubios. A durat câteva zile toată această acțiune în care se auzeau gomote, în locuri în care nu se auzeau în mod normal înainte, da? Parchetul meu scârția, deși el nu scârția, că era lipit. Și în dormitor se auzeau. Adică se valida cum ceea ce îmi spunea... Ce a simțit da. și... Da. Exact. Da. Și cumva ăla a fost momentul în care, pentru că mai am o prietenă care este mai novice în ceea ce face Laura și pe că, pentru că n-am vrut atât să o deranjez pe Laura, am rugat-o pe ea, te rog, verifică dacă eu sunt ok în această casă, mm -hmm. cumva, și mai a zis, păi, nu, <laughs> mai e cineva acolo. Uh, amuzamentul a fost în momentul în care am rugat-o să fac acea curățare de proprietate Pentru că Laura o să ne povestească mai multe despre asta uh -huh. Cum se procedează și ce efecte are Și cum ar putea să ajute pe chiar și pe dezvoltatorii imobiliari Care se pregătesc să facă pe o construcție Pentru că de important e când îți cumperi un spațiu Într-o zonă unde poate cândva a fost un cimitir Nu știu, acum 100 de... E, uite, pe acel teren au un cimitir acolo unde am stat. Unde s-a construit locul tău A fost un cimitir acolo da. Exact Oh, da Adică asta era cumva o explicație și mai din spate. mai. Dar dezvoltatorul are știa? Nu, să Nu știe nu? Eu n-aș să știu asta dacă îmi cumpăr o casă ce a fost pe acolo. Se poate schimba, o să vorbim, o să ajungem la asta, se poate schimba să nu mai ai influența respectivă. Deci nu e... Andreea, te rog, continuă după pestea că revin și la Laura, tu acum ești pe stop un pic. Da, cumva după ce a făcut prietena mea acea curățare, mă întorc într-o zi, după zi plină de muncă și plecată de acasă și am vrut să fac o baie. Și ce, ce înseamnă că a făcut acea curățare? A făcut ce face și Laura? A ca să, să ne se spune? face Laura? Ah, da, okay. Are mai puțină experiență. Ok. Și nu știu, nu a avut efect în momentul ăla la ora ce face, cum se face. Exact, atunci s-a intensificat cumva atmosfera din apăsătoare din casă. Deci după ce ea a făcut această curățare a spațiului, de fapt a fost ca un fel de l-am trezit... L-am iritat. Mie mi s-a părut că s-a fost enervat. Asta a fost starea și cumva și starea mea de iritabilitate se accentuase. Și când te-ai întors acasă, Uh, în prima fază n-am simțit nimic, am vrut să fac o baie pentru că urma să intru într-o conferință online și aveam 10 minute la dispoziție să-mi dau o refresh. am zis că ok, hai că intru. Uh, apa la cadă era gheață după ce cursese 5 minute. Sche, poate s-a întâmplat ceva la centrală, mă duc la. casă înainte, nu? Și curgea caldă. Mi-a dat drum, am plecat, m-am întors să intru în cadă. Uh -huh. uh, apa gheață. Dar de obicei nu erau o problemă. Niciodată n-a uh. fost o problemă. Și atunci m-am gândit că ar fi centrala. M-am dus la centrală, centrala mergea, funcționa perfect. Ok, hai să văd la chiuvetă. Hai să văd la baia cealaltă. Hai să văd în toate, la toate chiuvetele și robineții din casă dacă apa funcționează. Peste tot era apă caldă. Pun mâna pe telefon și eu sunt pe prietena mea. Te rog, verifică. Dar eu mai există. În alte casă, situații da? sunt instalatorul. <laughs> da. Verifică, ea îmi spune, da, e în casă. Ei, ăla a fost un moment în care, efectiv, îmi venea să-mi iau câinele din casă și bagajele și să plec. Era noapte sau era ziua? Că de obicei era Era noapte-seara. Mm. Se întuneca afară puțin. Da, puțin da, Că de obicei, noaptea accentuează toate spaimele și... Cumva n-aș putea să zic că simțeam o frică, dar mă enerva că era în spațiul meu ceva ce nu puteam să controlez. Da? E că... Cum... Vandează cineva spațiu și eram foarte iritată că voiam să dispar. Uh -huh. Și simți ce ai făcut? Uh, pentru că am văzut că nu se rezolvă, uh, atunci am scris Laura și am zis, te rog, dacă ai timp, dacă se aliniază, uh, aș vrea să verifici casa, să vedem dacă lucrurile sunt ok. Uh, evident că a fost așa un noroc absolut la momentul ăla să-mi răspundă Laura și să aibă o pauză între ședințe și să-mi zică că, da, am niște ședințe, fac niște curățări după și mă uit și la tine. Până la 10 seara am stat pe canapea într-un colț. Pur și simplu, am stat pe canapea într-un colț și venea să ies din casă. Era o senzație de... Mm. nu știu ce să fac. Și... Dar te încercava un sentiment de teamă sau pur și simplu era doar frustrarea asta? Avea cu... cu... nerd, nu? Pentru că Ups, mă simțeam invadată. Era ceva Ea invadată. Pe invadat pe fantoma mai. de la mine din <laughs> da. Și la un moment dat, stând eu așa liniștită pe canapea, așteptându-se de la Laura... Au din dormitor, aveam camerele cu ușile deschise, întuneric, doar living, era o lumină de atmosferă, cum avem acel lampadar acolo. Și aud așa, de trei ori. Ah, bun. Ăla a fost momentul în care am încremenit, că atunci mi s-a făcut frică, am zis, Oau, pe asta n-am mai trăit-o. Și scriu la te rog, facem cine ceva în seara asta, că... Dar ce curajos, da, ești, asta dacă nu te simțea ceva? Nu, am un câine care e foarte trist și doarme foarte mult. Nu cred că el nicio șansă. Dar, pur și simplu, atunci m-am speriat. Am zis... Dar se stingeau luminile, se aprindeau, a... vedeai, merdeaua că se mișcă. Nu te întreb întâmplător lucrul ăsta. <laughs> cred că nu mă întreb întâmplător. La mine, cumva, am înțeles că prinsese atâta putere această entitate pe care o hrăneam cu energia mea fiind unicul locuitor al casei încât putea să miște obiecte. Eu n-am văzut lucruri mișcându-se live, adică să mă uit la ele și să le miște, dar se auzeau zgomot, și cumva ceva se întâmpla. Și tu, când auzeai aceste zgomote, la ce te gândeai? Te gândeai că se aude de la vecini? Uh, nu pentru că, cumva, de-a lungul timpului, eu am, eu am tot discutat cu Laura și eu am ajuns, să am o cunoaștere pe partea asta de spirituală, să zic așa, cu ajutorul Laurei. Și mai există și alte entități, să zic așa, care ne sunt benefice nouă. Sigur că știm toți de îngerul păzitor pe care îl primim la naștere. Unu, el e unul dintre noi, dintre ei, dar mai sunt și alții. Și atunci îmi explicam în tot felul că sunt ghizi mei, că e echipa mea. Eu vorbeam așa ca îi personificam. Acum, cam deja. De paranteză, în prezentare le-am zis celor care ne urmăresc că o să pară că suntem sărite de pe fix. Dar stați un pic, ascultați până la final, lăsați Mintea să fie deschisă, pentru că, așa cum spuneam, doar pentru că nu vedem sau nu simțim sau nu auzim ceva ce nu e așa accesibil oricui, nu înseamnă că nu există. Exact. Te rog. Um, cum spuneam, ăla a fost momentul în care m-am speriat ca să mă întorc la momentul culminant um, și atunci i-am scris la orei și mi-a răspuns, da, ți am făcut curățarea. Aia, Aia a fost, fost în momentul mai coincis cu. Uh, a ridicarea, eliberarea acelui suflet din spațiul pământean. Și cum a fost după aceea? M-am liniștit. N-aș putea să-i explic -a ce o profundă. -a toată treaba asta? În luna februarie, cred că. Pute. Acum? Da, și-a început în a iulie, iulie? vara trecută, na. da. Wow, și din iulie până în februarie? Eu n-am făcut nimic. N-ai făcut nimic? Wow, și nici un fir de păr alb n-ai, adică sunt ascunse bine. Oh, ești tare, E foarte puternic ești puternic. Da. Într-adevăr, ai nevoie de putere în astfel de momente pentru că numai cine nu trece prin lucruri pe care nu și le poate explica nu înțelege că în astfel de momente real poți să mor de frică. Adică eu știu cum... că pare puțin dus la extrem, dar dacă ești nepregătit pentru așa ceva, dacă te ia prin surprindere, dacă nu-ți găsești explicații, dacă nu încerci să vezi un pic și dincolo de lucrurile care se văd, îți pierzi mințile, adică poți să iei Vreau să te întreb, dacă după aceea ai mai avut sentimente dintre acelea, să te trezești noaptea și să ai impresia că parcă ți se pare, sau poate că vezi, sau... Nu. No. Casa s-a liniștit total. Adică și dacă îmi spui acum aș că ești într-o relație fel. fericită, sunt. De. A, ești? Da. Am schimbat casa. Am schimbat ai schimbat casa, deci te-ai da, da, În momentul în care, în februarie, am început să caut să mă mut, am simțit că, efectiv, parcă sunt uh, trimisă de acolo n nu pot să explic. Deci, cum concret. tu acum nu știi dacă în acea casă. sau mai e casa. Nu. Nu. Deci, tu nu știi dacă cel care s-a mutat sau cea care s-a mutat acolo simte ce simți și tu. S-a mutat o familie, deci aș să cred că nu există problema asta să fie cineva alungat de acolo. E o dacă știi acea familie care locuiește în locul Andrei, de niște fenomene pe care nu le explică să mă sune. sper să nu. Nu, lucrurile s-au după. Da. Eu cred că lucrurile astea se întâmplă mai des decât vorbim noi despre ele, mai ales a, să, să public, să zic așa, să vi să povestești. Oamenii sunt poate, așa. Nu sunt așa receptivi nici la a vorbi despre asta, nici la a auzi, deși la a auzi sunt mai receptive. Adică una e când îți povestește cineva și atunci poate începi și tu să crezi și să spui niște semne de întrebare, dar să vorbești despre, nu, ești destul de închis pentru a discuta despre acest subiect, pentru că ai impresia că oamenii te judecă, își imaginează nu știu ce, cu atât mai mult cu cât tu ai o poziție profesională foarte bună. Adică ești arhitect, uh, ai un job foarte serios, da. uh, nu ești uh, în căutarea uh, sau Și foarte tehnic, Eu, da. Dar concret. matematica e pură, da? da. Totul este matematică. Da. Uh, Laura, acum vreau să trecem la tine. Pentru că în momentul în care Andreea mi-a spus Laura, pitidina mea, cititor de suflet, eu am zis asta, stai o secundă, că nu cred că am auzit bine. Cum adică cititor de suflet? A fost pentru prima dată în viața mea, deși citesc mult și îmi place, sunt foarte deschisă către o altfel de cunoaștere. A fost pentru prima dată când am auzit de asta, am căutat pe Google, desigur, dar aș vrea te rog să-mi spui ce înseamnă și mai ales cum se face asta, ce presupune, cum ți-ai seama că poți să faci asta, când ai început să faci asta, adică tu însă și știi o poveste, dar până să revenim la partea în care ne spui cum ai făcut curățarea și ce presupunea. Sigur, mă bucur să fiu aici, mulțumesc pentru invitație. Iartă-mă că a durat atât până îți dau cuvântul, dar <laughs> efectiv nu vreau să o întrerup, e, e, foarte ok, știi, sunt momente de tăcere și sunt momente de comunicare da? și toate au rostul lor și era firesc să putem să avem contextul și plus că Andreea știe să prezinte lucrurile prin propria cunoaștere și aduce o contribuție foarte mare. Și pe partea asta, chiar dacă ea are un business tehnic, da, și se ocupă și cu partea de frumusețe, nu numai tehnic. Da, corect, că este designer de interior. Este foarte deschisă din punct de vedere spiritual, dezvoltare personală, cum din ce în ce mai mult suntem și mă bucur foarte mult. Da. Așa e, apropo de, vezi că uite, sar de la una la alta, așa e aici la mine la gânduri bune. Eu am sesizat dorința oamenilor de a accesa acest plan al cunoașterii dincolo de ceea ce se vede, odată cu pandemia. Deci mie mi se pare, nu știu dacă a fost doar o senzație, dar eu atunci am simțit că la nivelul conștiinței multor oameni s-a produs ceva, s-a produs Ceste o schimbare. Oamenii au vrut să vadă și dincolo de ceea ce se vede, poate unde își căutau întrebări la răspunsuri la toate întrebările care se nășteau în fiecare zi. Dar ideea e că ceva s-a întâmplat. M bată, și atunci. la tine a coincis? Da. A coincis cu pandemia? Da. A început un pic înainte, Noi, câteva Exact, dar acolo. A coincis, a acolo s-a... Da, foarte. Asta e și da. că pentru că fac un sondaj, pentru că vreau să văd în jurul meu ce oameni au simțit într-adevăr o schimbare în viața lor odată cu pandemia. Căci și eu una am simțit-o. Octavia. Foarte da. Tu mai ales că la tine vin o grămadă de oameni da. la terapie și atunci ești mai în domeniul să spun. Hai să revenim totuși la ce înseamnă cititor de suflete. Well, este uh, modalitatea ușoară de a o spune și de fapt uh, adevărul. Dacă asta este ceea ce fac prin metoda cu care lucrez, uh, maniera complicată de a o spune este că sunt practicant al unei metodologii spirituale numită realinierea sufletului sau soul realignment, spun termenul în engleză pentru că acolo m-am certificat. E o certificare făcută în Statele Unite. Ceea ce este de fapt, pentru a simplifica lucrurile, o modalitate prin care ne accesăm sufletul. Ne accesăm nivelul sufletului, ne accesăm esența și luăm informație, ca și cum am să preiau pentru că unul din clienții mei cu o structură foarte rațională și tehnică mi-a împărtășit cum înțelege el lucrul ăsta și m-am raportat și eu foarte bine la explicația lui și este ca și cum mă conectez la un cloud, da? Că acum știm toți de cloud. Corect. Bun. Să fie mai ușor și mai uman să explicăm lucrul ăsta. Mă conectez în ceea ce se cheamă cașa. Acum nu știu câți dintre noi am auzit de acașa sau nu, acașa e un termen foarte vechi, e unul din cele mai vechi termene pentru ceva ce se, este un fel de biblioteca Universului. Adică e un loc că nu este loc fizic, da? o dimensiune, un spațiu, între ghilimele, în care există toate informațiile despre tot, din toate timpurile. Adică ce abilități trebuie să ai ca să te poți colecta acolo? E important să ai o deschidere, sigur, către zona asta pe care eu deja... Dacă am... zicem acest termen deschidere, fiecare îl percepe diferit. Tu, din perspectiva jobului tău, a pregătirii tale, cum ai defini această deschidere? Eu înainte eram pregătită din punct de vedere psihologie, dezvoltare personală și spiritual lucraste mult pentru mine, că așa a fost parcursul meu inițial, am lucrat pentru mine, fără să mă gândesc că voi ajunge să lucrez cu alții la un moment dat. Am făcut și în zona spirituală destule cursuri și, mă rog, tot felul de uh -huh. certificări, deci aveam o deschidere și spirituală în sensul de, în primul rând, deschiderea pe care o povesteai mai devreme, da? Să înțeleg că faptul că nu văd ceva în fața mea, fizic, nu înseamnă că nu există, da? da tu... Că suntem mult mai mult decât zona noastră umană, da? Și corpul nostru fizic și emoțiile și mintea, că și ele sunt corpuri pe care le primim aici, dacă suntem mult mai mult. Era ceva ce eu am simțit întotdeauna, dar apoi mi-am confirmat, sigur, prin cunoașterea pe care și-am dobândit-o pentru mine inițial. Deci tu citești suflete, da? Cum se face asta? Am învățat, e un protocol da? pe care îl învățăm, că ne certificăm, nu, nu, facem după capul nostru lucrul ăsta. Sigur că se poate, nu e că nu se poate, da? Toți avem conexiune, toți putem până la urmă să ne conectăm acolo, dar ce e foarte important pentru noi și mai ales pentru mine care lucrez cu clienți exact pe partea aceasta, este seama curateței informațiilor. E foarte important ca eu, dacă citesc informații despre sufletul tău, să știu că sunt cu acuratețe. Acelea sunt informațiile ale tale și despre tine, da? Și atunci lucrăm în baza unor protocoale. E minunat pentru că cea care certifică în toată lumea, în această metodă, profesoara noastră, are origini germanice și atunci e foarte structurată. Da? A făcut pentru noi niște protocoale foarte clare, în care Ce? nu ai cum să, să te înșeli. Ce află cineva care vrea o astfel de citire? Ceea ce am făcut împreună cu Andreea atunci, pentru cazul ei a fost o, cură o citire întâi și o curățare a proprietății. O citire Dar... a ce? A proprietății sau. Da, practic citim, localizăm proprietatea la nivel nivelul înalt, ai nivel, mai de... înalt. Okay. Ai nivel energetic, să spun. Și ai nevoie de niște coordonate, nu știu, Da, da. ca la om când s-a născut, exact. când s-a adică, construit, exact. când l-a cumpărat, da? La adică niște date matematice ce folosim uh, sunt datele uh, de localizare, adresa, uh -huh. exact, asta folosim uh -huh. pentru a localiza. Uh, la oameni, da, când citim pentru noi, atunci folosim datele noastre de naștere. Ok. Și ce află un om? Ce afli? În primul rând ne uităm în această citire dacă există influențe negative, că de obicei partea de... Proprietate, de citire de proprietate. În general, cei care ajung să-și dorească să facă asta, simt, nu se simt ok într-un fel sau altul acolo. Da? Simt că e ceva, nu neapărat un caz. Nu toate cazurile, știi, sunt atât de disruptive, atât de deranjante. Da, nu te simți bine, da? simți că nu te odihnești, exact. ai dureri uh -huh. de cap, exact. ești obosit în locul în care ar trebui să te simți relaxat, nu? Sau ai o zonă în casă te simți agitat, te șerți te, te apropii de zona aia, nu? Da? ți bine să mergi acolo, adică sunt multe tipuri de influențe, nu neapărat atât de evidente, uh -huh. da? Sigur, când deja sunt atât de evidente, absolut că vrei da. neapărat să faci ceva. Da, uh -huh. Și să te simți mai bine. Și de ce cred eu că ne speriem, de fapt, în acest caz, cum și tu spuneai mai devreme că ai spus că poți să mori de frică, ai folosit tu no, expresia poate că asta. Nu puțin prea mult, dar mă gândesc că totuși, dacă nu stai prea bine cu inima și cu emoțiile, chiar poți să mori de frică. Poate să te trezești noaptea, să trăim niște sentimente ca și da, absolut. Și asta este pentru că. E, din punctul meu de vedere, vorba de control, da? Noi nu putem controla și nu putem să luăm măsuri în fața ceva ce nu vedem și nu e palpabil, nu e clar, nu știm ce e. Asta e și frica de necunoscut de obicei. Și de asta tu spuneai, acum revin și sar un pic, la perioada pandemiei și că foarte mulți dintre noi s-au deschis mult mai mult în acea perioadă cred că probabil că mulți au căutat instrumente prin care să facă față necunoscutului. Pentru că pandemia ne-a confruntat foarte mult cu necunoscut. Da? Și atunci, sigur că, de asemenea, au avut timp să se uită și în ei. Și să nu mai fie atât de mult în exterior. Deci, cineva care vine la tine și solicite așa ceva, nici prin cap tu mi-ar fi trecut că există așa ceva, Uh, în primul rând, când ești neliniștit la tine în casă, chem un preot să faci veștanie la Ceea casă. Ceea ce e minunat. nu? E da? minunat, da, să, Zim. să faci asta, Așa. Uh, e minunat să uh, aprinzi tămâie, să aprinzi pețișoare, să ai salvie în casă, să ai, da? Deci poți să faci în foarte multe feluri și cea mai importantă în orice fel de curățare intenția. Noi, fiecare pentru noi, suntem autoritatea supremă. Și dacă noi ne poziționăm în centru nostru și în puterea noastră și în autoritatea care suntem, prin intenție putem să hotărâm ce intră sau nu în spațiul nostru, ce ne influențează sau nu. Uite, asta e o lecție bună pentru cei care ar vrea să facă ei să-și curețe locul. Că noi mai în glumă, mai în serios mai aprindem niște foi de dafin, eu mai fac asta. Frumos. Minunat da. cu dafin. Mai tămâie, da. Mai tămâie, da. mai cu frunza de dafin, știu că și dacă scrii o dorință pe ea și da. îi dai, e, e e o plantă da. foarte, foarte e, puternică o minune, da. Zimte întreb da. cum ai făcut tu curățarea casei Andrei și cum am putea face noi până să ajungem la un om care se pricepe să facă asta. Absolut, eu sunt foarte pro și, și împreună cu clienții care lucrez, îmi doresc foarte mult să aibă propriile instrumente, da? Și să-și facă cât de mult să poate singur, că asta este scopul, da? Și tot scopul metodologiei care lucrez este să ajungem să ne creăm conștient ce ni se întâmplă, da? Fie ca un ritual, să faci duș, curăț și casa, nu? Da. Sau când faci curățenie generală, faci și genul ăsta de curățare? Ce este în plus la ceea ce fac eu este că înțelegem mult mai bine. da, Pentru că prin această citire vedem exact ce a fost acolo și de unde vine și de ce este acolo și atunci ne ajută prin claritate. Stai o secundă înainte să-mi spui cum să facem curățarea și uh, cum ai făcut-o tu. Ce ai uh, în citirea ta? Ce ai descoperit în casele la Andreea? Păi, cred că trebuie să mă ajuți un pic cu câte... Că eu, eu fac foarte multe citiri, să știi, da? Octavia. Uh, mai ales... Uh, pe Suflet, Foarte mult. și atunci sunt obișnuită să las la o parte orice fac în afară de, zile. În afară de în Sigur de a avut un Suflet Legat de pământ care a ajuns disruptiv, adică a ajuns la un nivel ce înseamnă asta. Hai să spun un pic despre această suflete da? da. Că sunt suflete ca și noi. noi că da, și noi avem Suflet, ok, toți. Numai că uneori, când plecăm, când terminăm existența mm -hmm. de acum, nu mergem mai departe, nu facem tranziția în continuare în călătoria sufletului nostru, că e o călătorie prin uh -huh. care continuăm să ne experimentăm ca suflete cum o facem și noi acum, da, în existența aceasta. Ei, unele suflete și mai ales în cazul în care um, s-a întâmplat să moară în mod neprevăzut, da, deci șocant, fără să te aștepte, sau dacă a fost o manieră foarte traumatică în care s-a întâmplat plecarea lor, sau dacă aveau atașamente foarte mari de viața de aici, poate că, nu știu, atașamente față de soluții pe care încă nu le-au găsit sau față de anumite persoane, ei nu tranziționează mai departe. De aceea noi așa le numim, asta este din metodologie de numire aceasta, suflete legate de pământ. Dacă au, -au, plecat din existența fizică, 3D, dar n-au mers mai departe. E, aceste suflete care rămân, în primul rând că nici pentru ei, nici pentru noi nu e bine și nu este, vreau un pic să normalizez lucrul ăsta, că e foarte firesc că ne speriem foarte mult, că e firesc, da, să ne speriem până la un moment dat. Uh, nu este un lucru, uh, nu știu, foarte grav. E un lucru foarte des întâlnit chiar. Deci, doar pentru că nu știm de el, nu înseamnă că este ceva acesta, care, care pe lângă de... noi, mai sunt niște suflete ale unor oameni pe care i-am cunoscut, care nu au. care nu mai sunt, dar care totuși, a căror prezență se simte într-un anumit fel, nu? Da. Ideea este că nu ne pot face un rău atât de mare și nici nu vor să ne facă rău, de fapt. Pentru că și pentru ei este foarte confuz. Ei se află într-o situație foarte confuză. În primul rând, în momentul în care n-au continuat tranziția, s-au deconectat de la sursă. Adică, noi suntem în viață, aici și aici, da? de -aia, de exemplu, somnul e foarte important pentru oameni. Avem nevoie să ne conectăm la sursă, să ne reîncărcăm cu forță vitală. Da? Cu viață. Eu mă uit așa la tine pentru că sunt foarte fascinată de ce povestești, da? Deci, de asta nu te întrerup și nu spun întrebări. Mă, mă bucur și știu că o să o faci oricând simți. Da? da? Pentru că și în ședințele pe care le fac, asta e singura mea regulă pe care o comunic de la început. Te rog să mă întrerupi. Asta e treaba ta. Ar putea fi cumva un semn de întrebare dacă nu dormim bine? Da, absolut. Dar nu este numai legat de casă. Adică sunt mai multe tipuri de blocaje care pot să provoace un dezechilibru la nivel de somn. Uh, Poate să va fie. trebui să-mi promiți că o să vii într-o ediție următoare ca să vorbim despre toate aceste aspecte pentru că ai foarte multe de spus și mie îmi vin așa întrebări după întrebări și mă abțin. Ca să te las totuși să-ți duci ideile. Până la cap. Sigur, cu, cu mare drag, și mulțumesc pentru invitație și pentru viitoarea invitație. Te rog, eu sunt foarte pro a ne lăsa liberi, în general, ok? Uh -huh. Și așa că și, și tu chiar știu că am venit să ne întâlnim aici și să discutăm subiectul ăsta și o să-l discutăm și îl discutăm, dar întotdeauna eu cred că atunci când ceva vine, nu e întâmplător. Nu adică am, simț, am simțit nevoia, dacă cumva vi se pare că am făcut o pauză între povestea Andrei și ce povestește acum Laura, e pentru că am simțit nevoia să facem o scurtă introducere pentru ceea ce face Laura, practic. Așa. Revenim la casă acum și la Revenim proprietate. Bun, deci aceste suflete care au rămas momentan legate de pământ s-au deconectat de la sursă, drept mare, nu mai au acces la forța vitală. Și singura manieră prin care să primească forță vitală, energie, este din mediul înconjurător și de la noi, de la alții. Pentru că noi avem două maniere prin care primim energie. Și avem o dată de la sursă și apoi, uite, și noi aici facem schimb de energie. Absolut, da? doar suntem energie în univers. Exact. Exact. De aceea când totul e Tot energie. Oamenii rămânem, nu mai suntem buni de nimic, suntem secați de energie, iar alții ne încarcă. Exact. Iar energia e direcționată prin atenție. În momentul în care tu vorbești despre ceva și eu sunt atentă la tine, o parte din energia mea ajunge la tine. În momentul în care eu vorbesc și tu ești atentă, vine schimbul. Da? O parte din energia ta la mine. Bun. Acum, revenind la sufletele legate de pământ, inițial ele nu pot să miște lucruri sau să facă zgomote sau, știi, să provoace uh, un deranj, să zicem, mai palpabil da. într-o casă, într-o locuință sau într un birou, într un spațiu. Și totuși sunt uh, situații în care asta se întâmplă, cum da. ajunge să uh, sufle să facă asta. Este nevoie să fie de o perioadă uh, rămas în situația asta, legat de pământ, deci după ce a tranziționat, astfel încât în timp învață să extragă energie din mediul înconjurător și sigur și de la persoanele din locuință, da? Dar ele când au au învățat să facă asta și au căpătat suficientă energie devin ceea ce se numește în metodă independentă și apoi pot să ajungă la nivel de disruptiv, da? Deci uh, au atâta energie și au învățat deja să miște și să uh, poată să acționeze și la nivelul 3D, la nivelul material aici. Laura, dar aș avea o întrebare a care mi-a venit acum. Cum, cum îi ajută acumularea asta de energie? Ce fac ei de... mai departe? Ar putea, dacă nu ar avea de unde să-și extragă energie, să se ridice, să se elibereze? Uh, teoretic, da uh -huh. Pentru că tot ce facem este în baza alegerii Prin alegeri da? <laughs> uh, Numai că ei au un grad de confuzie destul de mare Și uh, uh, ai nevoie de a fi conștient de situația situație Astfel încât să alegi conștient ceva Adică mă gândesc că sunt suflete care mai rămân Așa se zice, nu? Suflete, poate nu e termenul corect Dar eu acum vorbesc în cadrul acestei discuții Cum curge ea sunt suflete care mai rămân captive pe aici, exact. care ar vrea să treacă, dar n-au niciun ajutor, nu? Și poate că ele, în momentul în care simt că ar rezona cu cineva și că ar putea fi ajutate, atunci deranjează. Nu știu, zic și eu. Nu, zici foarte bine, nu e ca ah, și da, 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 zici foarte bine, sigur că da. Și asta poate să fie, da, un îndemn să fie ajutate pentru că și asta facem prin curățare. Spunem, revenind la curățare. Cum ai făcut-o tu curățare? Te-ai dus la acasă, nu este nevoie niciodată să fiu prezentă fizic. Oricum, acum, din, de la începutul pandemiei, lucrez în online și doar în online. Nu are legătură cu fizicul pentru că te conectezi într-o dimensiune mai înaltă pentru informațiile acestea. Da, deci am făcut o citire pe proprietatea ei, am identificat ce blocaje apăreau, cred că ai avut și pe teren un assignment. Aici voiam să mai continui pentru că am găsit și un portal energetic ca o autostradă. Imediat spunem. What? A gateway. Dar ce-ar terminologia mea este foarte mult în engleză. Așa am studiat și se mai întâmplă, dar o să fac tot posibilul să vă spun frumos. Nu, cred că Și ce portal? În acea fotografie eu am mai văzut-o o formă circulară, de unde se vedea cumva ca din spatele ei o figură. Evident că acolo am... Va trebui să-mi dai acea fotografie We ca să o pe noară. Da, da. Ok. Uh, acolo cumva mi s-a părut că bat câmpii prea tare și n-are sens să mă duc și să-mi caut explicații și am lăsat o baltă, să zic așa, până în momentul în care Laura mi-a făcut citirea și mi-a zis pe ce a fost vorba. Și atunci mi s-a explicat acele, acea formă practic acest portal uh, dădea oportunitatea multor energii să intre să iasă, să intre să iasă în spațiul meu. Cum spunea și Laura mai devreme, aveam o zonă din casă în care eu nu prea mergeam. Era o zonă care inițial, de fapt o cameră, în care inițial a fost dormitor, pe care am mutat-o cu camera cealaltă, am făcut un switch, considerând că o să fac birou acolo și că o să am nevoie sau o să simt mai mult să stau acolo să lucrez. Nu s-a întâmplat că eu ajungeam să lucrez la masa din dining când lucram de acasă. Și atunci, efectiv, camera aia mă respingea. În momentul în care la ora ora a zis că exista și un portal, mi-am explicat de ce mă respingea și de ce nu foloseam spațiul. Revenind de la curățare, am mai făcut-o. Numai puțin, este ca atunci când faci o astrogramă nu calculăm. Folosești da. software sau e manual? Sau... Nu, e manual. Nu, manual, e da. Manual ok. Și întotdeauna ai nevoie de un instrument pentru a-ți valida răspunsurile pe care le primești. Și sunt mai multe instrumente posibile cu care lucrăm. Este citirea respectivă, iar după citire este partea de curățare. Ce fac eu din punctul ăsta de vedere este că cer, da, să se curețe. Blocajele identificate, specifice, în proprietatea respectivă, închidem depinde ce blocaje sunt. Dacă îți zici la ea, cer cui ceri? Uh, În, uh, într-un plan superior. Okay. Uh, într-un plan superior, uh, tot e intercolerat, știm deja asta. Uh -huh. uh, și uh, foarte mult și în plan energetic. Pentru că e vorba de plan energetic la blocajele din casă destul de mult. Și depinde ce blocaje sunt, că de exemplu, la portal avem nevoie să le închidem ce face portalul este ca o uh, poartă energetică prin care este posibil să intre și să plece suflete legate de pământ sau forme gând negative. Pare un scenariu SF ce auziți aici, dar pe de altă parte viața bate filmul. Deci... Da, bine, SF-urile, cred că majoritatea au ajuns realitate. Deci, nu pare că. mă întorc la pandemie și mă gândesc de la filmele pe care le ne rede, un pic și să. Da, dar da. Deci, și pentru mine să știi că au fost la fel, la început, când am ajuns în contact cu această metodologie. Deci, spune-mi, te rog, cum faci curățarea? Accesezi, ceri, ce consideri tu că trebuie cerut, nu? Da. Și cum simte omul că se produce această curățare? Păi simtă, omul simtă. simte, omul simte. Omul da. simte, nu? Da, se schimbă contextul. Dar ce să mai să facă și ea ceva? Aici voiam să ajung. Andreea, fost și tu ceva, se, ce mai mânări, ieși din casă, lasă apa să curgă, că o să fie caldă, nu o să fie rece. Ce sau... mai facem? No? Foarte important, când facem curățarea, facem și realinierea proprietății cu, cu ea, cu persoana sau persoanele, dacă sunt mai multe, din casă. Dacă e foarte important să ne și susțină mediul mm -hmm. vis-a-vis de cine suntem noi, să ne susțină, să alegem... Mai bine pentru noi, să ne fie mai bine. Uh, nu este nevoie ca celălalt să facă nimic. Okay. Nu, real. Asta e realitatea. Nu e nevoie să facă nimic, nici măcar să citească: Când facem o curățare de blocajele noastre, da, avem temă, celălalt are o temă de făcut, dar la proprietate nu e. Proprietatea în sine nu are liber arbitru. Nu alege, nu face niște alegeri. Da? Uh -huh. Și atunci nu e cazul. Dar cine simte, da, poate să nu știu, uite, a prins dafinul și zi merge uite pe casă. Cei care, pentru cei care se uită acum la noi și cred, și cred, um, cum ar putea să facă cineva o astfel de curățare a casei, gândindu-se că nu se odihnește bine, e agitat, are zone din casă pe care le evită, parcă se simte tensionat în anumit, într-o anumită zonă a casei. Pentru că într-un cuvânt, nu se simte bine în locul în care, practic, de-aia ai ca să te simți bine. Casa e templul Și tău. E exact, e foarte important casa. Ce poate face cineva practic? Cea mai importantă este intenția. Deci, pe lângă tot ce folosim ca instrumente, inclusiv fumigație, sau cristale, sau orice altceva am folosi, intenția e cea mai importantă. E nevoie să ne poziționăm în noi, da? ne aducem aminte că noi suntem în charge, noi hotărâm pentru câmpul ființei noastre, pentru mediul nostru, noi hotărâm. Noi suntem autoritatea și din autoritatea noastră alegem să se elibereze, putem să spunem, să se elibereze acum toate energiile negative în orice formă, din acest spațiu. Există un mod de a exprima asta verbal? Aleg să se îndepărteze toate energiile negative sau. Da? Da. O să folosești comand. Am mai auzit odată. Este un astrolog, nu știu dacă o cunoașteți, Nicoleta Ghiriș, care, la ea am auzit prima dată asta cu Aleg și cât de important este să spui Aleg. Al... Poziționezi nou. Da, da. Aleg să văd cum ziua de astăzi este una minunată. Aleg să văd cum reușesc să uh, fac acest podcast și să am multe vizualizări. <laughs> Aleg să, da? Deci, ă, asta este poziția ta, da? Alegerea este cea mai importantă pentru că noi, la nivelul existențelor de pe pământ, în care ne aflăm acum, așa creăm orice în viață, prin alegere. Bun. Asta e chiar creație și spațiu din care alegem. Of, acum când te aud pe tine cu alegem și cât de important e rolul ăsta și că, de fapt, noi alegem, cât și eu spun dez, de când te trezești și până adormi alegi, iar la final ești rezultatul alegerii noastre. Exact. Dar. Dar apoi mai vine și treaba asta Care are legătură cu credința în Dumnezeu Și spui, păi da, dar noi am venit aici Cu un destin prestabilit cumva Adică eu merg într-o direcție Dar eu aleg pe direcția aia Dar cumva în raport cu ce mi-a fost dat Ok uh, Noi am venit aici uh, Să ne experimentăm pe noi ca suflete În primul rând Toți, noi toți Acum, uh, partea asta de cale pe care uh, și eu mi-am căutat-o mult timp niște zeci de ani ca așa am și ajuns unde sunt acum, uh, este din punctul meu de vedere, a identifica anumite activități și nu e una. Pot fi mai multe. Pentru că noi când căutăm vocația, de obicei ne gândim că este una singură. Ei, te gândești, dar în mai multe. Dar nu e, nu e doar una ce este important este să identificăm acele activități în care să putem să ne aducem pe noi cât mai complet. Ce înseamnă asta? Să aducem darurile noastre. Cine suntem noi în esența noastră? Fiecare avem niște daruri cu care am venit. Dincolo de daruri mai avem cunoaștere da, pe care am acumulat-o și în spate până am venit aici. A, care și ea... sunt informațiile astea cumva atunci când pleci prin viață, știi? mi se pare senzațional că avem atâtea instrumente la îndemână în vremurile astea și există atâta cunoaștere și avem uh, posibilitatea de a accesa toate informațiile posibile, încât teoretic ar trebui să ne fie ușor să ajungem să fim echilibrați, rațional, să ne găsim direcția, dar parcă cu cât știm mai multe, ca și aici este un pericol, cu cât știm mai multe cu atât tu intri în ceață și parcă nu mai știi care de fapt este direcția ta. Dacă îmi permiți, am să spun părerea mea despre ce ai spus. Te rog. Octavia. Uh, Freedom of speech. Eu uh, am luat calea mai grea inițial. Uh, M-am dus pe cunoaștere, să știu mai multe, da? să cunosc mai multe. Uh, sigur, tot pentru mine, să-mi explic niște lucruri, dar în cazul meu a fost o fugă de mine. Și în momentul în care mi-am asumat să mă, mă uit la mine, în mine, să caut în mine cunoașterea, nu afară. De fapt. Atunci s-a produs totul și ce s-a întâmplat inițial a fost că toată cunoașterea pe care o acum lasem și acum îmi folosește minunat cu clienții și în viață, Sigur. da? Inițial a fost poziționată între conștientul meu și răspunsurile din mine, da? Pentru că a fost întâi căutarea exterior, înainte de cea interioară și deci cred că trebuie să ne întoarcem spre noi, nu trebuie. Asta ne este, este ne -e benefic. benefic. Dar este mult mai ușor, exact. este mult mai ușor pentru toți și mai tentant și mai la îndemână să ne uităm întotdeauna la ce fac alții, cum fac alții, de ce fac alții așa și să considerăm că și noi putem merge pe calea pe care a mers X, Y sau Z pentru că persoanei respective îi merge bine, îndepărtându-ne astfel cu fiecare pas pe care îl facem de noi, de cine suntem noi cu adevărat și de menirea noastră într-un final. Și da, cum spui și tu, sunt perfect de acord cu tine, eu cred și... De mulți ani am început să comunic astfel cu cei care mă urmăresc, în special pe Facebook, căci acolo am o comunitate mai mare. Pe Instagram au rămas de două ori fără conturi. Oh! Ah, da, <laughs> nicio problemă. Așa am început să comunic și eu cu oamenii și să le transmit că, de fapt, întotdeauna adevărul e în tine, răspunsurile sunt în tine și că de cele mai multe ori, în momentul în care tu te duci și întrebi pe cineva ce ar trebui să faci, tu ai răspunsul. Dar de, în 99% din situații ai nevoie fie de o confirmare, fie de o infirmare că, de fapt, ceea ce vrei tu să faci e sau nu bine. Dar, de fapt, noi întotdeauna avem răspunsul, doar că nu avem curaj să mergem pe mâna noastră și atunci mai avem nevoie de puțin ajutor din exterior. Da, și și curajul nu înseamnă că nu ne frică. Frica e sănătoasă, e normală. Până într-un punct. Până într-un punct, da. într punct, da? Curajul, din punctul meu de vedere, înseamnă să ne luăm frica în frică în și să o facem oricum. Lucrul ăla. Deci, eu, am plecat dintr-un punct și uite unde am ajuns. Eu tot insist să revenim. Da, te rog. Da, spune-te, te rog. Nu, mie mi se pare foarte interesantă. Discuția. Vă rog să lăsați în comentarii dacă ați înțelege ceva până în acest punct și cum vi se pare totuși, căci observați cum curge discuția. Spunem te rog, revenind, da? Că eu sunt cu. îmi place să-mi curăț casa, dar eu, în afară de frunze de dafin din când în când și câte o lumânare parfumată în zona în care stau eu, nu prea fac. În afară a curățeniei generale, aș vrea să ne spui concret ce ne trebuie în casă pentru a face o curățare. Deci, nimic ce ne trebuie neapărat. Vreau să scoatem un pic trebuie acest. lucru. da. Eu sunt cu trebuie. Deci, de ce? Păi, da, ar fi foarte bine, știi, pentru că trebuie o. Te limitezi. Da. Te limitezi. Exact. Mm -hmm. prin Trebuie și de asemenea, de ce. Bine, ce ar fi bine? Mai ales în cazul ăsta vreau să scoatem trebuie, pentru că dacă punem trebuie să avem X, Y, Z lucru în casă, să ne facem curățarea, o parte din. ne desputernicim. O parte din milărea okay. noastră merge în instrumentul respectiv. Și este ca și cum nu pot fără. Nu e adevărat. Bine, atunci ce e bine să avem? Da? E bine să aibă fiecare cu ce rezonează. Ok? Unii rezonăm, uite, tu rezonezi cu Dafin, nu? Da? Orice tip de. Sunt anumite plante care sunt sacre sau care sunt, știi, foarte puternice și fiecare plantă are și ea un spirit, adică e o, să zicem, o informație, da? Și ne ajută într-un anume fel orice formă de fumigație. Poate să fie Dafin, poate să fie Salvie, poate să fie Palosanto, da? Poate să fie Tămâie. Bețișoare, barpumare. Bețișoare de mir, de. nu știu, sunt diverse, da? Orice formă de fumigație, da, și pur și simplu ne plimbăm în casă, și sigur, iar cu intenția. Intenția e numărul unu da? Aleg să curăț acest spațiu de tot ce nu-mi servește, de orice formă de energie negativă, de toate gândurile. Vreau să spun un pic, de exemplu, și din perspectiva în care lucrez, ce blocaje am putea să avem în casă, că puteți să folosiți și în intenția asta, când faceți voi, da? Dacă simțiți anumite lucruri acolo, cum spuneai mai devreme, de orice forme gând negative, de exemplu, putem să spunem. Da? Pentru că noi dacă noi ne gândim, gândim tot timpul, normal gândim, dar da? parte de noi. mii de gânduri ne trebuie exact. în minte Ei, mic. da, Dacă, de exemplu, nu știu, avem anumite zone de care nu suntem foarte mulțumiți, fie cu noi, fie cu cei, ceilalți și așa mai departe, și ne gândim des, știi, tot reluăm un gând, acel gând Prinde suficientă putere ca și gândui tot o energie, ca și tot. Încă și dacă nu e așa, ajunge să fie așa, nu? Da, se face o formă gând negativă, dar deseori în casă și asta găsim. Și ne influențează un pic, avem o, o mică influență. Da? Deci, deci, orice forme gând negative, de orice formă de energie negativă, acum se eliberează acest spațiu, da? Dar și sunt și... foarte generic atunci când nu știi specific cu ce te confunzi. Da. Poate să fie o energie de la alte persoane care nu se simțeau atât de bine în ziua în care tu ai interacționat cu ei. Cumva, orice formă de energie negativă, spunând asta, îndepărtezi totul. Uh -huh. e, să, adică atunci când nu știi specific, da, exact, exact. E, mulțumesc că ai zis super, e bine să rostești, că da și rostitul, asta e foarte important, să rosti cuvântul, e, să rostești se folosești termene mai autocuprinzătoare. Da? Mm -hmm. De asta, orice formă de energie negativă poate să se referă la multe lucruri. Da, sunt da. cumva obiecte în casă care ar putea accentua da. toate trăirile astea și pe care ar fi bine să nu le avem? Care sunt acelea? Nu că ar fi bine să nu le avem. Să pot Primate. să fie obiecte. E, e foarte personal, răspuns aici. Ok, da? la fiecare. Okay. Pot să fie, adică și obiecte, și vestimentație, la da? haine sau orice. Adică cum? Ar fi niște haine pe care eu le port și nu-mi fac bine sau Da, ce dacă te tu ai purtat acele haine într-un context negativ în viața ta și poate a fost un impact emoțional mai mare. Uh, dar dată anul trecut în vară o situație profesională dramatică, vorba bine dramatică, vă scuzați. Foarte -am mai bună. Probabil rămas. pentru drumul tău, foarte da. bună pentru drumul meu într-un final, da, deși știam de atunci că nimic nu este întâmplător și că totul are un scop, doar că nu-l văd eu încă, dar ulterior l-am văzut, desigur, slavă domnului. Uh, cu încredere în Dumnezeu? Eu da. cred foarte mult în eu. Da. Dumnezeu și fără Dumnezeu nu se poate face absolut nimic și cu încredere în Dumnezeu, indiferent de momentele grele pe care le traversăm sau mai puțin grele, dacă ne lăsăm așa cu totul, cu toate gândurile și a... mâinile lui, viața devine mult mai simplă. Pentru că îți mai aparțin toate astea. Da, și nu, și mai nu mai Nu Și ziceam pe... că n-am mai purtat hainele acelea, da. că plecasem de acolo. Da. Deci le văd în dulap și nu vine să le mai port. Deci din ziua aia... Da, e, rămână amprente amprentă energetică. Da. Știi? Da. La ele, la fel, obiecte pe parcursul timpului se pot încărca iarăși cu niște amprente energetice care nu sunt benefice. Noi când facem curățarea asta mai sus, inclusiv asta facem. Adică cerem să se curăță și din toate obiectele și din instalația electrică și din tot, mă rog, integral ce se întâmplă în proprietate, da? Să se, se curețe și câmpul electromagnetic, că sunt tot felul de influențe în orice caz. Deci voi luați în calcul efectiv tot, voi, tu, da. nu? Laura, da, și bine, nu e fac eu, eu, eu facilitez asta, da? E vorba de tine, dacă tu, dacă cu tine lucrezi. Bine, acum dacă nu eu... crezi, nu are cum să... Nici o curățare, by the way, pe care eu o pun pentru oricine, la nivelul acela, pentru om sau pentru proprietate, nu este ceva ce eu fac. Eu vă facilitez, sigur că e și conștiința mea și intenția mea pentru voi, dar ea nu devine activă și nu se produce până voi nu alegeți. Până ceilalți ceilalți nu alege, da? E tot prin alegerea personală, prin propriul arbitru, propria conștiință. Și această curățare se face în cadrul unei singure ședințe sau e nevoie de mai multe intervenții? Este întotdeauna o citirea se face înainte de ședință. OK. Iar când ne vedem, o vestim ce s-a identificat și să face curățarea, dacă nu de obicei o fac chiar și înainte, că oricum se activează când tu ești de acord, da? Da. nu se activează fără acordul tău și tu știi unde ești da și ce s-a întâmplat, ce a fost acolo și că e stand, că e gata. Că simți efectiv, da? nu? Și apoi simți că aici a... se simte se și știi, te simte, te simte? Da. Da. Adică nu poți să validezi altfel, Că exact tu știi ce a fost de înainte, -a tu știi care este schimbarea de după. Vreau să întreb tu, la, la cât timp după ce uh, ți s-a curățat casa, ai plecat de acolo? Deci în, uh, în februarie s-a întâmplat asta, da? M-am mutat la 1 aprilie. 1 aprilie, deci ai mers de ceva, ai avut timp să-ți dai seama. Da, nu s-a... Dar de a ce ai simțit să pleci da. totuși? Nu ști să-ți explic, tot prin simțire am putut să identific când se termina o etapă din viața mea în care m am avut de experimentat anumite lucruri și în acea casă și pe lângă. Da. Și s-a închis de acea etapă, da Dacă ai la... fi atent la ce simți și ai acorda mai multă importanță la acel instinct, întotdeauna, chiar am făcut un clip la un moment dat pe YouTube și le-am zis oamenilor că în momentul în care ei se îndreaptă spre ceva, chiar și făcând pași așa, da, și și-ar asculta acea fracțiune de secundă care le oferă răspunsul, care n-ar fi anulată, Prima. da, da. Prima. deci, de fapt, ăla e, primul da. răspuns Prima. este răspunsul da. și după aia 700 de milioane de gânduri care anulează tot încât da. nici nu știi că a fost. De cum să faci, zim tu că tu știi, cum să faci să conștientizezi acel prim răspuns? Păi, uh, prin exercițiu și, în primul rând, prin prezență. Mm -hmm. Că da. zici prezență? Atenția în interior. Atenția la noi. Asta Dacă eu nu atât de la mine, o să pierd primul, prima... Hai, da? vreau să-mi dai un sfat pentru cei care se uită acum la noi. Cum să învețe să fie atenți, mai mult atenți la ei, la interiorul lor? Cum să, să facă în așa fel încât să-și asculte mai bine instinctul? Ei, nici măcar din punctul meu de vedere nu e nevoie să învățăm. Că ar fi ceva conștient atunci, nu? Este de practicat, da? Și de fapt, de, să spun altfel, este vorba să ne aducem aminte de noi. Da. Cum se face această aducere a mintei? Pur și simplu, ne aduce Practic aminte, asta. putem să ne scriem, dacă ne ajută pe ceva, să avem în față, să, să revin la mine, să fiu cu atenția pe mine. Să fiu atentă la mine, să mă ascult. Hm. Atenția, în, atenția mea poate să fie în exterior sau în interior. Asigur că și când e în interior, nu înseamnă că am plecat. Mă gândesc că acum Poplăși. tot. Hm? Când lucrezi la un supermarket, știi, și lucrezi acolo la caserie, unde trec zilnic pă, pă, sute de oameni, sau când ești medic și vezi într-o zi și ai și gardă și vezi sute de pacienți. Deci, cum fac oamenii care au o dinamică a vieții extraordinar de accelerată să reușească să mai fie atenți la ei? Că și când pun capul pe pernă, tot gândul lor e în altă parte. Cum fac oamenii ăștia? Că cei care trăiesc zen, liniștiți, flower power, ca mine, al căror job e ăsta, ești frumos la podcastul meu, pentru mine mi-e ușor să-mi ascult feeling-ul și să vă vorbesc despre o viață zen și relaxată deși nici mie nu mi-a fost ușor să ajung aici, căci a trebuit să traversez niște perioade destul de agitate ale vieții mele, în special din punct de vedere profesional, acum foarte mulți ani, ca să-mi dau seama de fapt care-i sensul vieții, adică muncim, muncim ca să trăim, nu trăim ca să muncim, și va de genul. Dar e greu până ajunge acolo. Dar cum face cineva să fie așa atent? Să se asculte? Un om care e foarte este, atunărat. nu este, Nu vrem să atingem Perfecțiunea, adică să fim tot timpul atenți, că nu o să fim. Nu Nu ai cum, că nu știi în peșteră sau în exact. munte. în societate, exact cum ai spus. Tocmai activitățile noastre. vieții. Dar putem, de exemplu, să ne facem un timp pentru noi în fiecare zi negociabil. Da? Pur și simplu. Să-ți acorzi timp. Pot iubire, trans, știi cum am numit asta? Iubirea de sine, care nu are nicio legătură cu egoismul. Iubirea de sine vine din a-ți oferi timp de a fi atent la nevoile tale și de a te pune un pic mai presus de nevoile altora care o să vezi că nu are nimeni fără tine. Adică aici iarăși și ok, exact în ce ai spus acum. Da, De multe ori nu avem această atenție la noi prezența, atenția în interior astfel încât să ne ascultăm, de ce pentru că îi prioritizăm pe ceilalți? Prioritizăm foarte mult nevoile celorlalți, și așa ne-am obișnuit și ne-am creat un tipar. Deloc sănătos. Nu zice nimeni că nu este în regulă să fii atent la nevoile celorlalți, pentru că asta e, când ești mamă, când ești soție, mai ales o mamă, trebuie să fie atentă foarte mult la nevoile copilului. Dar asta nu exclude atenția pe care ți-o acorzi ție, exact. dincolo de timpul pe care ți-l oferi, atenția ție. Pentru că tu pe tine te ai. Dacă tu nu ești bine, nici cei din jurul tău nu vor fi bine, nici în raport cu tine, nici ei cu ei, pentru că te vor vedea praf, practic, mm -hmm. Și iară atenția asta la tine mare legătură și cu faptul că ai putea să stai odată și să te gândești cum ar fi să nu mai fi. Da, să știi că este unul din exercițiile mele preferate. Serios? Da. Nu te vezi, vorbesc în necunoștință de cauză, dar totuși pe limba ta. Să te gândești că nu mai ești și ce, de fapt, în cât timp ești... Desigur, pentru cei dragi, întotdeauna va fi acolo o apăsare așa și o durere a absenței cauzată de absența ta, dar în final, oricine este de înlocuit oriunde. Și ca partener în viața de cuplu, și ca mamă, și ca soț, și la job. Deci suntem de înlocuit. De aceea trebuie să fim și mai atenți la noi, căci noi suntem cei mai importanți, noi pentru noi. Da, și cu cât noi suntem mai bine, cu atât și lor le dăm mai mult. Ce frumos să e, e, Adică știi că de multe ori, ăsta este un subiect psihologic vorbind de granițe. Granițe sănătoase versus granițe difuze, da? De limite pe care le punem dacă sunt sănătoase sau nu. De multe ori, dacă aveam, am avut open house, dacă am avut o disponibilitate să spunem no matter what, oricând, oricum, știi? Sigur, din bunătate și din iubire și din toate lucrurile bune nu înseamnă că am avut, din, din contră, cele mai bune intenții, dacă vrem acum să începem să fim mai atenți la noi și să facem mișcarea asta, să facem acest proces, e posibil să ne simțim foarte vinovați inițial. Și să spunem că asta înseamnă că devenim egoiști, că nu ne mai pasă sau chiar ceilalți să vrea să restaureze dinamica dintre noi și să ne spunem lucrurile astea. Da? Și atunci e foarte important să conștientizăm cu cât noi suntem mai bine, cu atât oferim mai mult. O facem atât pentru noi cât și pentru cei iubiți. <laughs> Să știi că despre asta este Gânduri Bune. Exact. De, de aici a plecat dorința mea de a face acest podcast. Tot îmi vine să zic emisiune de fel Profesional. Deși tot, aici ca o emisiune, ce? arată la câte camere de exact. aici ce echipam și tot spațiu și tot. De aici a pornit dorința mea de a face acest podcast, de a le, desigur, într-o mare de podcasturi. Unde vezi tot felul de invitați, fiecare cu povestea lui, unii cu povești extraordinare, în special persoane publice care mărturisesc diverse trăiri interesante sau poate nu, depinde. Mi-am dorit să fac un pic altceva și să le aduc oamenilor foarte multe informații dintr-o altă zonă a vieții, informații din zone unde poate nu s-ar gândi, despre care nu știu, care le sunt. Nu le sunt atât de accesibile. Iată, eu astăzi, eu, de fapt, când am vorbit cu Andreea, am aflat despre această meserie. Mm. Există nomenclaturi de meserie, cititor de suflet? E, nu. În România, nu. Eu ți-am văzut profilul. Da. Nu tot de Instagram este superb. Tu nu ești activă pe Instagram, dar am văzut că faci trimitere la un site acolo. Da, în România nu este chiar acest... Dar în altă parte este, da? Da, e, este o certificare, da, pe care până la urmă este tot o formă de consiliere. Da, Exist. mi se pare foarte interesant asta, să stai în fața ta și, apropo, dacă stă un om în fața ta, poți să faci... Nu, nu, nu vă voi, nu voi imaginați că mă uit la tine și acum eu să citești. Și mă citesc, da? Nu, nu, nu. Și bine, nu ca vre. să știu dacă îmi pun aici o... Deși sunt ca o carte deschisă. În primul rând că aș însemna o intruziune. N-aș face niciodată să citesc în vreun fel pe cineva fără... Permis, e, na. Eu de așa curiozitate, nu... vezi, cred că de aia n-am talentul ăsta, că de curiozitate așa cred că aș mai face... Nu, no, ea e să știi că uh, curiozitatea oricum e foarte bună, da? Dar la un moment dat treci peste și nu înseamnă că nu rămâi curios în alte uh -huh. ari din viață, că e un drive. Aveam o colegă da. în liceu care spunea, era tot timpul vorba aia, curio curiozitatea a ucis pisica și ea zicea, da, dar măcar n-a murit idiot. Exact. <laughs> a murit știind, dar la ce a ajutat practic. Da. Bun. Um... fiți de-aici. Am pornit de la un subiect, am ajuns la altul, iar ne-am întors la uh, povestea ta, iar am revenit la uh, ce știi tu să faci la informațiile pe care le accesezi. Um, i așa, vedeți aceste două pagine aici cu întrebări? Credeți că v-am pus vreuna dintre ele? Nu, nu v-am pus niciuna. Pentru tine nu am nicio, nicio întrebare pentru că știam că tu ai o poveste de spus și vreau să audă telespectatorii, dar pentru tine, Laura, 30 de întrebări minimum. De aceea, te rog să-mi promiți că ai să revii, pentru că vreau să lămurim acest uh, aspect al vieții, da, cu citirea sufletelor. Aș vrea să vorbim mai mult despre suflete, pentru că și eu, ca și voi, cred că, într-adevăr, suntem suflete care călătorim, suntem pe aici în carcasa asta, venim cu un pachet informațional și rolul nostru este nu de a trece așa prin viață, căci, cum se și spune, viața nu ne-a fost dată. Ne-a fost dată mai mult decât să fie trăită, da, deci nu trăită în sensul de respir, merg prin viață, mă duc la job, vin acasă. Mm -hmm. Trebuie să acumulăm informație și pe care să o adăugăm la informația pe care o avem și dacă suntem suficient de smart încât să fim atenți la noi, s-ar putea să accesăm niște informații care să ne facă această călătorie prin viața asta și mai ușoară și mai frumoasă și mai benefică, și să ne îmbogățim atât de mult la final, încât. În ce urmează, pentru cei care cred că viața e dincolo, da? Mai e viață și dincolo, încât uh, pentru ceea ce urmează, să fii maestru, cum se spune, nu? Dar, uh, desigur, rămâne la latitudinea celor care ne privesc ce simt, cum gândesc. Eu doar îmi doresc să vă aduc uh, tot felul de informații, în așa fel încât să vă deschid și și mai mult mintea, care știu că este deschisă pentru că văd asta prin mesajele pe care le primesc și cu... știi că nu e întâmplător ce să se să se adună? Spuneam și mai de devreme, sunt foarte mulți oameni care sunt deschiși către a cunoaște mai mult. Eu cunosc real cât mai, tot mai mulți oameni care sunt super deschiși spre zona asta și cunosc tot felul de terapii neconvenționale și povestesc cu ei, sunt medii, sunt profesori, deci tot mai mulți oameni accesează anumite zone ale cunoașterii care nu erau accesibile până, până de curând Și să știi că inclusiv știința a ajuns acum în punctul în care inclusiv partea de Akashic De Akasha, de biblioteca asta universală Au început să o demonstreze și științific Și vreau să spun, chiar dacă este un subiect care poate să pară un pic prea mult Sau nu e obișnuit cel puțin da, da De discutat așa în public Eu cred că scepticismul e foarte bun Adică și cei care sunt construiți foarte mult pe rațional, nu e nicio problemă cu asta, da? Cred că scepticismul ne ajută să nu luăm oricum orice informație. Absolut! E necesar să faci o selecție a informațiilor care vin înspre tine, că ce altfel o iei razna. Practic. Și trebuie să le aplici în raport de cine ești, cum ești și de, și de felul tot de a fi. Cum, cum simți? simți. Cum simți, am zis amândouă în am timp. Da. Exact, asta Mi e. Simți. Adică fiecare și dintre cei care ne vor asculta, vor simți. Indiferent de, ok, gânduri și uh, percepții și nu știu, poate uneori avem, toți mai avem prejudecăți în diverse zone și eu mai am, e. da, și lucrez cu ele și tot. Dar există acest nivel de a simți. Să simți este mai mult de a alege, de a gândi, de, de. de orice. Pur și simplu, simți. Sunt lucruri pe care, Sim. situații pe care nu ți le poți explica și răspunsul tău e, păi simt, simt sau nu simt. Și atunci cred că, știi, noi. Uh, cu ajutorul tău și mulțumită ție, împreună am scos la lumină poate mai mult niște informații. De-abia aștept să reviau au, ce -a te descăzi acolo, acolo Și de acolo, știi, cine o să aibă nevoie, nevoie sau o să fie benefic? Știi cum am zis? Orice are nevoie. -a. Am, am zis așa, știi, că m-a întrebat cineva de curând, ce dorești tu cu... A... Andreea, și tu m-ai întrebat, ce dorești -a tu cu acest podcast? Ce urmărești? Și am zis, culmea, deși oamenii fac podcasturi, în special uh, unii din dorința de a vorbi, da, de a comunica ceea ce îi e de comunicat, dar mulți o fac pentru că la un moment dat ajuns să câștigi foarte bine din asta, din YouTube, din vizualizări. Eu nu m-am gândit nici măcar o secundă la asta. Deci nu m-am gândit nici măcar o secundă pentru că fac treaba asta cu așa multă bucurie și mă simt atât de liberă să pot să fac asta și să le arăt oamenilor alți oameni care sunt super interesanți și care cunosc niște lucruri pe care poate ei nu le cunosc sau dacă le cunosc li se confirmă, încât să-i fac să caute și mai mult, încât practic ăsta e răspunsul, o fac pentru cei care aleg să se uite. Așa că aș vrea să vă mulțumesc mult de tot pentru prezență, pentru că v-ați deschis așa în fața mea și în fața celor care ne privesc, că e mare lucru ca tu, din poziția ta, de... Arhitect, designer de interior, da, să vii și să vorbești despre asta cu atât mai mult cu când n-ai mai vorbit despre. Nu, și o practic foarte des pe plan personal, unul la unul, cu toată lumea care cu, cu care cumva reușesc să deschid anumite subiecte, dar să mă deschid așa, chiar n-am făcut-o și cred că e un punct mare de asumare pentru mine personal. În da, pentru perioadă. mine. Octavia geamă, nu care, da. Exact, Ia uitați uitat exact. ce zice și cum zice, dar... Dar mai trebuie despre ce simt ce informații minunate în lume. Care <laughs> o și care se aduce pe ea. Doamne ajută, de fapt dezvălui mai, mai, mai mult despre mine, da. da. Nu mai sunt Octavia Geamănu care citea știri mare dintr-un prompter și nu, nu chiar. De sunt mai mult de atât și prin acest podcast oamenii mă vor descoperi și mai mult prin prisma invitațiilor mei, desigur. Gata, mă opresc aici, mulțumesc, Mulțumim. încă o dată. Mulțumim. Vă îmbrățișez, ai promis, o să revii, da? Da, cu siguranță, mulțumesc și m-am simțit minunat. Mă bucur tare minunat. mult și asta fără da. să aprindem mânări de... sau ceva. În spațiul Chiar tău. Da, spațiul aici la și în spațiu care tu ne conții acum și pe noi și pe cei care se uită. Mă bucur, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Dragilor, vă, îmbrăți... vă îmbrățișez și... Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, desigur, ce credeți iar, am subiect super interesant. Ah, de abia aștept să-l vedeți. Lăsați mi comentarii și păreri, desigur, cum vi s-a părut ediția de astăzi, dar și ce ați dori să vedeți, în, uh, aici sub uh, acest clip. Și dacă cumva nu ați dat subscribe, pe păi ce mai faceți? De ce mai așteptați? Go for it! <gură> Vom îmbrățișez!